Lansat în urmă cu peste 30 de ani, Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje este un instrument informatic care facilitează fluxul transfrontalier de informație între autoritățile naționale pentru siguranța alimentelor, jucând un rol esențial în asigurarea unui nivel înalt de siguranță alimentelor pentru cetățenii Europei. Sistemul este singurul instrument indispensabil pentru a răspunde și a atenua situațiile legate de siguranța alimentelor. De aceea, în ceea ce privește rezultatele, acest sistem a sporit siguranța importurilor, astfel că în 2012 numărul de notificări a scăzut cu 3,9% față de 2011. Rețeaua sistemului de alertă pentru alimente și furaje oferă un schimb rapid de informații între statele membre și Comisie în momentul în care se detectează riscuri pentru sănătatea umană în lanțul alimentar și furajer. Toți membrii sistemului au un serviciu de 24 de ore din 24 pentru a se asigura că notificările urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod colectiv și eficient. Datorită acestuia s-au evitat numeroase riscuri pentru siguranța alimentară înainte ca ele să producă probleme consumatorilor.